Cum pot să aleg viitoarea nevastă? Întrebare generală, nu? Simplă. Fii credincios, pregătește-te, roagă-te, cere sfat de la frații slujitori. Sunt aici câteva întrebări legate de vârstă, 3 ani. Cineva scria, am 26-27 de ani, te întreabă unii când te căsătorești, îți creează o presiune emoțională, cum să scapi de ei? Acum, iarăși putea să mă lăsați să răspund. Păi, vă spun eu că să zâmbiți, în restați locului. Acum, există aici, spun două lucruri. Feriți-vă să dați răspuns oricui. Tămăriți. Spui, fii liniștit, frate, nu se la amvon când este nuntă. Nu răspundeți. Nu toate întrebările merită răspuns, ați înțeles? Nu toate întrebările merită răspuns. Nu trebuie să tratăm noi pe toți curioșii de bolile lor. Dar și dacă trece vremea, trebuie totuși să discuți cu persoane competente. Să explici de ce nu te-ai căsătorit, care sunt problemele. Nu putem să dăm răspunsuri particulare, bogate, într-o adunare cu 50 de bilete aici. Du-te și discută problema ta. S-ar putea să nu fi venit vremea, vorba aceea, nu toate fructele se coc cu cireșele în luna mai, strugurii numai prin august încolo. Unii se căsătoresc mai târziu, nu neapărat că puteau să se căsătorească, că nu puteau să se căsătorească mai repede. Și situația, cazul unui băiat, domnul a avut pentru el ofertă o fată și îmi spune el. Și mi-a spus domnul, dacă refuz această ocazie, că Dumnezeu creează oportunități, dragii mei, este interesat, noi suntem ai lui. Și va trece multă vreme până când te vei întâlni cu altă ofertă din partea domnului. Are spre 40 de ani. Știu alt caz, nu de mult l-am auzit, dintr-un gura unui frate demn de încredere, a avut un mesaj pentru o fată, avea 27 de ani. Domnul pentru tine a rânduit o binecuvântare. Și păstorul i-a zis fratelui proroc, zice, auzi, sigur e pentru fata asta? E așa puțin, a zis el, zice, nu e prea drăguță, niciun băiat n-a căutat. Frate, pentru ea a fost mesaj. S-a făcut 30 de ani, 31, alt mesaj. Domnul pentru tine a rânduit o binecuvântare deosebită. S-a căsătorit la 37 de ani. Între timp s-a pocăit un om din lume, de altfel serios, dar nu cunoscuse pe Domnul. Harnic, muncitor, avea de toate. Se duce la păstor și spune, oare fata asta s-ar da pe mine? Ce fată frumoasă! Și la toți le spunea după aia, nevastă frumoasă și bună ca mine, n-are nimeni. Fratele a zis, băi, cred că-i pus Dumnezeu ochelari, de vedea frumoasă. Atunci a fost vremea ei să se căsătorească. Dar fata aia avea de ce să se țină. Domnul mi-a vorbit, rămân în curăție, și la vremea potrivită toate se rezolvă. Știu un alt caz, apropo de ăștia mai tomnată și cum se spune, o fată în tinerețe a respins pe câțiva. Că era drăguță, dar a bătrânit și ea, cu toți la rând. A respins, era o problemă și legată de familie. Mama se spunea, las câte saturi de măritat. Educație greșită. Ultima ofertă a fost pe la 40 ceva de ani. Cunosc situația și apoi vine băiatul și îmi spune, frate, nu-i ce caut. Mă întâlnesc cu ea, zic, ce ai făcut? Am fost nepriceput. Mi-am dat drumul la gură, așa, măcar că nu era așa o fată spartă la gură, cum zice românul. Da, atunci, nu știu, permis. Și fiți atenți ce vedere interesantă a fost pentru ea. Înainte de a se întâmpla oferta cu băiatul ăsta, eu am fost acolo când a fost vedenia aceasta. A zis prorocul, soră, am văzut o casă care n-avea ușă de acces pe la parter, numai pe la etaj. Trebuia să spui scară, prin balcon, scobor, după aia îți faci tu ușă de intrare. Dacă te vei ridica la o anumită înălțime spirituală, vei intra în casă. Dacă nu, pentru tine, casa va rămâne închisă. E mai în vârstă ca mine, are 53-54 de ani. Bine măritat. A rămas casa închisă, dar putea să se căsătorească. A ratat ocazia.